Hibiscus și Luna sunt în plină perioadă de înflorire. Dintre toate soiurile de trandafiri japonezi, aceștia au cele mai mari flori, uneori cât farfuria de mari. Și tot acum este momentul să adunăm semințele lor. Cum îi înmulțim, ne explică în minutele care urmează Oana Matei. Bun găsit, sunt Oana Matei. Vorbim astăzi despre hibiscusul, despre trandafirul japonez, așa cum popular îl numim, cu cele mai mari flori. Hibiscusul moscheutos Luna, așa îl cheamă pe el și îl aveți chiar aici lângă mine. O floare mare și superbă, nu este cea mai mare floare pe care a făcut-o. Și astăzi ne oprim la un aspect legat de el și anume înmulțirea. Pentru că cel mai ușor se înmulțește prin semințe. Ei, așa arată semințele atunci când sunt coapte. Aici, așa arată după ce se trece floarea. Aici este capsula care se formează. Acum nu e coaptă, va trebui să așteptăm să ajungă uscată. Germinează destul de greu și atunci putem să le ajutăm. Să ajutăm semințele și să le ținem câteva ore înainte să le însămânțăm, fie în această combinație de apă și apă oxigenată pe care am făcut-o, sau în combinația de apă cu aspirină, cu acid acetisalicilic, care are proprietăți foarte bune pentru plante, ajută și la germinarea semințelor mai repede și cu o rată mai mare și la formarea rădăcinilor. Ce mai trebuie să facem? După ce am ținut semințele în apă, cu ocazia asta se și hidratează dacă le-am ținut peste iarnă, va trebui să le plantăm individual, deci nu în cuiburi. Ele se plantează în mod normal în alveole, câte una în alveolă, așa, și le îngropăm bine. Eu am să plantez aici 4, pentru că este o casoletă mai mare. Udăm ca de fiecare dată după ce am pus la însămânțat și acoperim casoleta. Sunt Oana Matei, dacă aveți întrebări, vi le aștept pe site www.îngrijirea florilor.